Când vorbim de secolul al XVII-lea, două personalități de excepție atrag atenția. Interesant este că unul dintre ei nu era român. Unul era român autentic, chiar oltean, zicem. Deci cele două mari personalități ale primei jumătăți a secolului al XVII-lea sunt Matei Aga din Brâncoveni, cunoscut ca Matei Basarab, și Lupu Coci, cunoscut ca Vasile Lupu. Doi domnitori de excepție, cu domnii lungi, cu realizări excepționale. Se spune că Ștefan cel Mare ar fi ctitorit 45 de, sau 44, aici e discutabil, de biserici și mănăstiri. Ei, Matei are 48. E drept că Matei are și în afara țării, are numai la sud de Dunăre 3. Matei Basarab rămâne cel mai mare ctitor din spațiul românesc, un domnitor de excepție. Cu toate astea, trebuie să spunem că el a ajuns domnitor la o vârstă avansată. Acum, el a fost un copil unui mare boier, Danciu din Brâncoveni. Acest Danciu din Brâncoveni a fost marele spătar al lui Mihai Viteazu. El însuși, Matei Basarab, dar e greu verificabil, spune că a participat la lupta de la Călugăreni alături de tatăl său. Deci, repet, tatăl său era marele spătar, vâlspătarul țării românești, și spune că avea 16 ani și că a participat împreună cu ceilalți copii de boieri. Deci dacă la 1595 avea 16 ani, asta înseamnă că era născut pe la 1579. Deci, în 1632 era un bărbat de vârsta a doua, nu mai era un bărbat tânăr, și dar a domnit, cu toate astea, va domni încă 21 de ani, extrem, extrem de important. Pentru a înțelege epoca celor doi, trebuie să vorbim un pic ce s-a întâmplat între moartea lui Mihai Viteazu, asasinarea lui Mihai Viteazu și venirea lor pe tron. Să mai spun ceva, și Lupu Coci, Vasile Lupu, este legat de Mihai Viteazu prin tatăl său, care, ce să vezi, a fost mare comis al lui Mihai Viteazu, Nicolae Coci, și multă lume consideră că celebrul capitan Cocea din bătălia de la Călugăreni este de fapt Nicolae Coci, că unii zic, pe românește era Cocea, în albaneză e Coci. Acum este discutabil. Și el va ajunge la domnie Coci de-abia în 1630, dar era mai tânăr ca Matei, pentru că tatăl său, Nicolae Coci, va trece în slujba movibileștilor și acolo se pare că l-a avut pe Vasile, deci după, pe Vasile, pe Lupu, că numele era Coci, prenumele era Lupu, Vasile și-a zis el la, dacă Matei și-a zis Basarab, Lupu și-a zis Vasile, pentru că Vasile înseamnă Bazileu, adică împărat. El se considera urmașul firesc al împăraților de la Constantinopol și marele protector al Ortodoxiei. Imediat după asasinarea lui Mihai Viteazu, vă spuneam ultima dată că aici pe Valea Topologului, în satul Cârstienești, astăzi Sălătrucu de Jos, boierii țării românești, împreună în frunte cu buzeștii, l-au ales pe paharnicul Șerban să le fie domn. Paharnicul Șerban, cel care a ctitorit Marea Mănăstire Comana, pe locul unei mai vechi mănăstiri ctitorită de Vlad Țepeș, era un războinic foarte, foarte bun, un om calculat, un om liniștit și a fost ales să le fie domn. Buzeștii reușiseră să-l alunge pe Sibion Movilă, dar acesta se întoarce cu armată de lefegii polonezi, foarte buni, dar foarte scumpi. Îl înving pe Radu Șerban și pe Buzești, care se nevoise să se retragă în Transilvania. Radu Mihnea, fiul celebrului Mihnea Turcitu, pașa de Nicopole, cunoscut ca Mehmed Pașa după islamizare, intră și el în țară, dar îl învinge și pe el Simion Movilă, de fapt mercenarii lui, că Simion nu era vreun mare strateg sau mare militar, dar avea mercenari buni. Marea problemă a lui Simion erau mereu banii, pentru că acești mercenari, repet, costau foarte mult,
lucru care o irita în mod deosebit pe cumnata sa, Elisabeta Ciomortani, Elisabeta Moghilă, după numele soțului său, Ieremia, care nu înțelegea de ce trebuie să plătească bărbatul datoriile fratelui. Și de aici vor fi o serie întreagă de intrigi și de lupte chiar între veri, mai târziu Movilă. Radu Șerban primește ajutorul lui Giorgio Basta și cu ajutorul acestor trupe reușește în 1602 să-și recâștige tronul. Nici Simion Movilă n-a stat cu mâinile în sân, a adunat din nou oaste mare, de data asta dând celebra șpagă tătarilor și vine în primul rând cu foarte mulți tătari și are loc bătălia de la Ogretin, o bătălie care a intrat în legenda noastră prin celebra înfruntare dintre Stroie Buzescu și cumnatul Hanului. Așa cum știm, Stroie Buzescu l-a învins pe cumnatul Hanului, dar va muri 3 săptămâni mai târziu pentru că acela a folosit o armă cu tăișul trecut până o travă. Și chiar această poveste este scrisă pe piatra sa de mormânt de la Căluiu. Deci avem o sursă mai mult decât directă, piatra sa de mormânt. După această bătălie în care a scăpat definitiv de Simion Movilă, pentru că turcii tot încercau să îl bage pe gât pe Radu Mihnea și să-l înlocuiască, Radu Șerban preia inițiativa și exact ca ilustru său înaintaș trece Dunărea și este probabil ultimul domn care a condus până la Carol I o campanie în sudul Dunării, în special în zona Timocului, pentru că acolo erau mulți români, și a repurtat o serie întreagă de victorii împotriva otomanilor. Otomanii, de fapt, erau într-o situație de dificilă în acei perioade, 1602-1603, s-au confruntat cu puternicele răscoale generalii din Anatolia, iar în 1603 vor fi atacați de șahul Abbas I al statului Safavid. Astfel că vor cădea la pace cu Șerban, care își luase numele de supranumele de Radu, nume domnesc, că Șerban nu era nume domnesc, așa că și-a luat acest supranume de Radu. Și cel puțin pentru o perioadă Radu Șerban a domnit liniștit. Marea problemă pentru Șerban era Transilvania. Transilvania, după asasinarea lui Mihai, a fost un fel de ping-pong. În sensul că Basta, deși inițial părea că este stăpân pe situație și l-a respins pe Sigismund Bathory într-o primă bătălie, după aia a luat bătaie, a fost alungat din Transilvania, l-au cumpărat pe Sigismund, că dacă au văzut că nu-l pot bate, l-au cumpărat și abdică Sigismund Bathory, revine Basta în Transilvania, dar unul dintre comandanții săi militari și unul dintre trădătorii lui Mihai, Moise Sechei, îl trădează pe Basta, bine, nu-l iubea deloc, adică n-avea niciun motiv, și cu ajutorul pașei de Timișoara reușește să-l bată și el pe Basta. Iată, se pare că orice ungur care se bătea cu Basta reușea să-l învingă și l-alungă definitiv de data asta din Transilvania. Mă rog, definitiv prin forța armelor. În momentul ăla Basta îi cere sprijinul tocmai lui Radu Șerban. Acum Radu Șerban, știind exact cine este Moise Seche, trădătorul Moise, cum îi spunea Mihai, hotărăște că a venit momentul să-l prindă și să-l răzbune pe Mihai pentru trădarea din 1600. Atenție, nu din 1600, nu, din 1600. Și trece cu oștile, ajunge la lângă Brașov, avea acolo capitani străluciți, avangarda a condus-o chiar Gheorghe Raț, care a respins trupele otomano-maghiare, transilvanene, al lui Moise, și într-o bătălie în care și-a dorit foarte mult să-l prindă pe Moise, armata țării românești zdrobește armata lui Moise, iar Gheorghe Raț reușește să-l omoare
ceea ce Mihai nu reușise la Gurăslău, încercase cu orice preț să ia Bâtulul. Moise, dar stătea bine cu fuga Moise și scăpase pe câmpul de luptă la Gurăslău. Aci nu i-a mai ieșit. Gheorghe Raț l-a flancat și a ieșit în față și a reușit să ia Gâtul și, într-un fel, a fost una din marile răzbunări ale lui urmașului firesc al lui Mihai Radu Șerban. Basta a revenit cu ocazia asta în Transilvania, la nume pentru mult timp, că iar a luat bătaie și transilvanenii, nobilimea maghiară din Transilvania, și l-a ales principe pe Ișvan Bocskai, unul dintre cei mai buni generali, unchiul lui Sigismund Bathory, care va zdrobi armatele imperiale și va cuceri o parte din Slovacia de astăzi, Ungaria Superioară, cum se numea atunci, cu capitala Cașovia, Cosițe de astăzi, unde se pare că și-a dat duhul cu ajutorul unei doze de otravă. Nu știm sigur, dar altfel nu prea se explică moartea lui. Cert e că Radu Șerban n-a avut relații bune, pentru el Ișvan Bocskai era un interpus între el și Imperiu, a încercat prin Gheorghe Raț să inițieze o răscoală în secuime, motiv pentru care Raț și-a pierdut și viața, săracu, că a fost prins. Dar după moartea lui Bocskai vine Sigismund Rákóczi, un om excepțional, dar care, văzând câtă dihonie în nobilimea transilvaneană, parcă între politicienii noștri de astăzi, deci nicio diferență, a abdicat după numai un an și a zis: duceți-vă dracu, lăsați-mă în pace să trăiesc eu liniștit, că sunt bogat, am moșii, pentru ce îmi bat eu capul cu voi? Și la tron ajunge Gabriel Bathory, nepot de văr al lui Sigismund Bathory, un tip cam zgubilitic. Și când spun zgubilitic, sunt blând. Omul avea o doagă sărită. Avea apucături ciudate, dar pe ăsta l-au vrut principe, ce să mai discutăm. De aici se va trage, din păcate, lui Radu Șerban, pentru că zgubiliticul, la sfârșitul 1610, fără niciun motiv, absolut fără niciun motiv, trece Carpații, cucerește Târgoviște, Câmpul Lung și Curtea de Argeș, le jefuiește cumplit. De exemplu, la Curtea de Argeș a topit acoperișul mănăstirii ca să-și facă gloanțe, că era din plumb. Și Radu Șerban a fost surprins, nu s-a așteptat sub nicio formă la această intervenție, pentru că nu-i făcuse nimic. El fuge în Moldova, unde la vremea aceea era domn Constantin Movilă. Constantin Movilă era fiul cel mai mare al lui Ieremia Movilă. Lucrurile în Moldova evoluaseră după moartea lui Zamoyski, în sensul că familia Movileștilor rămâne în continuare puternică, dar nu mai este atât de filo-otomană, pentru că nici polonezii la rândul lor nu mai sunt așa de filo-otomani, fiind adevărat mult mai preocupați de ce se întâmpla în Rusia moscovită. După moartea lui Ieremia Movilă, în 1606, tronul a preluat fratele său Simeon Movilă și Elizabeta a plecat cu copiii din țară. Dar Elizabeta se pricepea foarte, foarte, foarte bine la otrăvuri, așa că un an mai târziu Simeon Movilă își dădea obștescu sfârșit. A vrut soția lui să-și lase fiul domn, nu le-a ieșit, și astfel că cu oști poloneze, conduse de ginerii doamnei Movilă, doamne Elizabeta Moghilă, se întoarce Constantin. Deci de-aia era el domn la 1611. Din nefericire pentru Constantin, ajutorul pe care îl dă lui Radu Șerban, care va reveni în țara românească, îl va alunga pe Gabriel Bathory, trece Carpații, îl învinge și îl zdrobește pe Gabriel Bathory la tot lângă Brașov. Iată, cred că nu le pria Brașovul la principii ăștia. Dar nu reușește să-l prindă cum făcuse cu Moise Sechi și a fost o mare greșeală că nu a sediat Sibiu. Gabriel Bathory a stat mult mai bine cu fuga ca Moise și a ajuns la Sibiu, s-a închis între ziduri. Comandantul imperial Sigismund Forgách nu l-a ajutat la timp pentru că se temea că Radu Șerban va rămâne în Transilvania precum odată Mihai. Și nu l-a ajutat la timp cu asediul Sibiului, astfel că Radu Șerban se va întreba drepta spre Sighișoara și să spune că i-a plăcut atât de mult vinul de târnave, încât în final va fi surprins de o armată comună
transilvaneano-otomană și obligat ca împreună cu Sigismund Forgách să se retragă din Transilvania. De altfel, Radu Șerban se va retrage prin Moldova. Cert este că otomanii îl impun în felul acesta pe Radu Mihnea, în sfârșit domn al țării românești, iar căpitanii lui Mihai, celebri Racea, Ghețea și Mârza, Vasile Mârza, care era de origine otoman, tătaro-moldoveană, i se alătură lui Ștefan Tomșa, fiul lui Tomșa, domnul de câteva luni, din vremea lui Lăpușneanu, când a venit Lăpușneanu în a doua domnie, l-a alungat. Acest Ștefan Tomșa este pus pe tronul Moldovei. Deci, iată, Constantin Movil a plătit cu scaunul său ajutorul pe care i l-a dat lui Radu Șerban. Cât timp a trăit Radu Mihnea, în ciuda unor perturbări care au existat, lucrurile au fost liniștite pentru că Radu Mihnea a fost un mare diplomat. El a reușit să devină placa turnantă între Imperiul Otoman și Polonia. A reușit să medieze toate conflictele între cele două mari puteri și influența lui era atât de mare încât toată lumea îl considera necesar. Mai mult, și Radu Mihnea, trebuie să știți că era obsedat de ideea de unire, deci atâta rămăsese moștenirea lui Mihai era extrem de prezentă și reușește într-un fel că la un moment dat, pe când era domn în Moldova, că el a tot fost mutat, a domnit de două ori în țara românească, de două ori în Moldova, își impune pe tronul țării românești pe fiul său, pe Alexandru Cocon. Acela era un copil, adevăratul domn, era tot Radu Mihnea, deci iată, de la Iași conducea două țări, lucru care i-a reușit foarte bine. Din păcate, Imperiul Otoman, care în perioada 1603-1618 a suferit foarte, foarte multe înfrângeri în războiul cu Safavizii, încheie o pace defavorabilă, că a pierdut războiul, dar din 1618 își cam eliberează mâinile. Și din momentul ăsta se schimbă un pic lucrurile. Pe de altă parte, și cu Habsburgii erau cam în liniște și pace și asta datorită unui Maurovlach sau Morlac, adică tot o specie de român din peninsula, din vestul peninsulei balcanice. E vorba de Gaspar din Grădăț sau, cum se mai spune, ca domn Grațian. E un foarte, foarte bun diplomat. Sultanul a vrut să-l răsplătească pe acest Gaspar Grațiani cu titlul de duce de Naxos și Paros, la cât sunt insulele de frumoase, stau să mă gândesc de ce dracu a refuzat. De la a cerut, în schimb, domnia Moldovei, deși nu vorbea românește, vorbea doar acest dialect maurovlah. Adică cam ca istro-românii, să zicem așa. Deci istro-românii sunt o ramură a maurovlahilor. Odată ajuns domn, otomanii, care îl considerau cel mai fidel om al lor, el se răscoală, cere ajutorul celebrului Halman Zolkievski, urmașul lui Zamoyski, cel care luptase alături de Zamoyski împotriva lui Mihai Viteazu, dar luptase și împotriva rușilor moscovici și împotriva suedezilor, dar Zolkievski are armată puțină și nu face față otomanilor, care, repet, la 1620 sunt liberi de sarcini, încheiaseră pace, și îl înving la Țuțora, își pierde viața și Grațiani și Zolkievski. A fost moartea lui Zolkievski o mare pierdere pentru otomani. Dar aici otomanii au jucat prost, pentru că în anul următor au venit cu o oaste uriașă, condusă de însuși sultanul Osman al II-lea. Pentru cei care au văzut serialul cu Semul, sultanul, vă spun sigur că știu despre cine vorbesc. Era perioada când Cosem făcea și desfăcea făcea sultan și detrona sultani. Acest Osman al II-lea este învins de polonezi și păstrează totuși controlul Moldovei prin același Ștefan Tomșa, adus a doua oară domn, dar tratatul cu polonezii este umilitor și va fi asasinat de ienicieri la întoarcerea în țară. Deși el considera că din cauza ienicierilor pierduse
războiul. Totuși, după această perioadă, deși otomanii intră într-un nou război cu Safavizi, începând cu 1623, deși au multe tulburări interne provocate poate chiar de Cosem, care știa să folosească bine otrava în anumite împrejurări, totuși controlul asupra celor două țări române este mai dur și apar niște domni, ca să le zicem așa, străini, practic, de, nu trăiseră niciodată în țară, e vorba de Alexandru Iliaș, care a domnit 1627-29 țara românească și 1620-21 și mai apoi, mai târziu, 631-33 în Moldova, și fiul său, și apropo, cât era el, Alexandru de Iliaș, el era practic un nepot al lui Mircea Ciobanu, dar cât era el de așa cum era, ce să mai zicem, că era cam tembel și umbla cu o grămadă de grecotei și punea taxe peste taxe și și el a fost obsedat de ideea de unire și de a-și pune fiul, dacă el e Moldova, fiul să domnească în țara română. Deci, iată cât puternică a fost ideea asta de unire făcută de Mihai. Și de-aia stau să mă gândesc la toți ăștia care afirmă astăzi că n-a existat ideea de unire, că a fost o comunie. Bă, fraților, a dăinuit în toată perioada. Toată lumea se raporta la acest program al lui Mihai Viteazu, ideea de unire. Dar Alexandru Iliaș a reușit marea performanță să-i enerveze pe toți. A beneficiat de o răscoală în Moldova. După el, în țara românească, vine, dacă ați auzit vreodată, de Stridie Vodă. Stridie Vodă sau Leon, sau Alion, cum i-au zis românii, era, se spune, fiul lui Ștefan Tonșa al doilea, acum nu știm sigur pentru că nu este confirmată această filiație, și era vânzător de stridii la Constantinopol. Stridiile știți că erau considerate un mare afrodisiac, așa că se pare că a strâns destui bani și Stridie a ajuns... ăsta a venit și cu mai mulți greci. Ceea ce i-a enervat teribil pe domnii noștri, pe boierii noștri, care se răscoală, iar răscoala din 1630 a fost condusă de Aga Matei din Brâncoveni. Ei au fost învinși, dar a fost o victorie greu obținută de Leon Tomșa cu ajutorul otoman și cu mulți mercenari. Matei din chestia asta a înțeles un lucru, că are nevoie de oaste profesionistă, că cu oștile de țară nu poți învinge mercenarii. S-a retras în Transilvania și aici va fi și cheia de boltă a întregii sale activități ulterioare, pentru că a găsit un prieten în principele Gheorghe Rákóczi, care îi succedase lui Gabriel, lui Gabor Bethlen. Trebuie să spunem că Gabor Bethlen a fost un principe foarte bun al Transilvaniei, obsedat de refacerea Daciei, dar prin Imperiul Otoman și anti-Habsburg convins, a fost la un prag să cucerească Viena în timpul războiului de 30 de ani și Viena a scăpat datorită polonezilor, iată, încă un asediu al Vienei despre care nu se vorbește ca de cel de la 1683, Gabor Bethlen și contele Turn, conducătorul cehilor răsculați, înconjuraseră Viena, dar a aflat că mercenarii polonezi, lisovți, li se spunea, adică făcuseră parte din corpul de cazaci înființat de Alexandru Lisovski, fost capitan al lui Mihai Viteazu. Deci un nume... Ăsta a învățat un alt stil de luptă în țara românească și a înființat un corp complet, nu, când zic cazaci, de data asta nu este vorba de etnonim, este vorba de o categorie militară, erau polonezi. Erau o cavalerie ușoară foarte bună. O cavalerie ușoară foarte bună. Acești cazaci lisovți l-au zdrobit pe Gabor Bethlen și astfel a salvat, practic, Viena, altfel Viena nu avea nicio șansă. Dar oricum, în campanii ulterioare le-a luat multe austriecilor Gabor Bethlen, dar visul lui era înglobarea țării românești și Moldova, Rex Dacie să visa, și pentru asta a făcut niște lucruri extraordinare pentru noi. Gabor Bethlen a publicat foarte multe cărți în limba română, în general cărți bisericești, că el era calvin, reformat, cum li se spune astăzi, și spera că face un regat dacic cu românii majoritari, dar să-i treacă la calvinism. Și a zis că cel mai ușor îi treci la calvinism dacă le dai cărți bisericești
în limba lor. Iată un lucru, din punctul meu de vedere, nu bun, foarte bun. Lui au urmat, așa cum am spus, Gheorghe Rákóczi I, cu care un alt principe de excepție, fiul lui Sigismund Rákóczi, ăla care a zis duceți-vă dracu cu țara voastră, și plecase omul în Ungaria superioară, că plictisit de certurile nobililor transilvaneni. Gheorghe Rákóczi înțelege că Matei este un om de valoare și chiar dacă Leon Tomșa, după această răscoală, îi alungă pe greși din țară, satisfăcând un pic dorințele boierilor, boierii nu-l iartă, dar, din fericire pentru el, este mazilit, se pare că a și murit, după aia nu este foarte clar, este numit fiul lui Alexandru Ieiaș, Radu, dar care n-apucă să intre în țară, pentru că Matei coboară cu oștile sale, Radu Ilias vine cu trupele otomane, Matei îl bate de-i sună apa în cap, de data asta avea mercenari, învăța selecția, plus trupele boierilor de țară, și se impune pe tron. Este un moment extrem de important pentru că, iată, nu otomanii dictează cine este domn în țara românească, ci Matei este impus de țară, ca să zicem așa. Dar asta înseamnă că el n-avea relații în Imperiul Otoman. La vremea aceea, extrem de influent și de puternic, era Abaza Pașa de Silistra, un tip cam și ăsta, dus un pic cu capul, dar căruia Matei, pentru visurile lui, dăduse bănuții, mulți, și Abaza face un gest cam de sfidare față de sultan, în sensul că îi trimite caftan de domnie lui Matei, ceea ce el nici n-avea voie. Adică, ar fi, gândiți-vă că un președinte de Consiliu Județean dă decorații în locul lui Iohannis. Cam asta ar fi. Nu poți să faci asta. În sfârșit, cert este că sultanul, primind și el porția de bănuți, acceptă domnia lui Abaza. E, interesant că este cam în același timp o serie de răscoale și în Moldova, împotriva acestor boieri greci veniți în număr mare. Răscoala din vremea lui Alexandru Iliaș este condusă de Vornicul Lupu, Lupu Coci. Atunci Miron Barnovski, care mai fusese odată domn și era un om de mare sensibilitate, mare cultură, nu știu, pentru cei care au citit Neamul Șoimărășilor sau măcar au văzut filmul, apare acolo un personaj Simion Bârnoavă. De fapt este Miron Barnovski, dar mă rog, nu i-a zis chiar la fel. În rest, sunt multe personaje pe numele lor, dar Simion Bârnoavă din Neamul Șoimărășilor este același personaj cu Miron Barnovski. Boierii l-aleg domn pe Miron Barnovski, tocmai pentru că era băiat cum să cade. El se duce la Constantinopol, dar acolo alți băieți dotați aranjează să-l execute. Și bietul Miron Barnovski plătește cu viața încrederea în buna sa slujire față de țară și față de imperiu, că nu supărase niciodată imperiu. Atunci boierii nu acceptă un domn impus și îl proclamă domn pe Lupu Coci, care și-a atunci numele de Vasile, mă spuneam, Matei și-a luat Basarab, ăsta și-a luat Vasile, și ajunge domn, iată, în 1633, la un an după Matei. Două personalități puternice impuse de țară. Bine, și Vasile Lupu a dat bani, ca să ne înțelegem că nu putea să rămână domn. Dar gândiți-vă că în perioada aia Murad al IV-lea, unul dintre cei mai capabili sultani otomani, trebuia să-și recucerească Bagdadul, că îi luaseră safavizii. Deci numai de ce se întâmpla pe teritoriile astea n-avea el timp. Repet, e epoca de maximă puterea lui Cosem Sultan, că omul avea treburile lui pe front, în timp ce Cosem era să până la Constantinopol. Și mergeau așa bănuții. Cine dădea bani mulți, o ducea foarte, foarte bine. Cheia politicii lui Matei va fi de la început alianța cu Transilvania. Dar până atunci și el și Vasile Lupu aveau un dușman comun. Un mare sforar la Constantinopol, un mare, mare sforar, care făcea și desfăcea domnii și care fusese marele sprijinitor al lui Alexandru Ilias și lui Stridie Vodă,
era Curt Celebi. Și Vasile Lupu zice, bă, am eu ceva pilă la Constantinopol, că am dat șpagă. Zice, nu dai și tu niște bani să scăpăm de Curt Celebi? Matei, când a auzit, bă, zice, pentru asta dau. Și atâta, primul lor, să zicem, contact a fost unul de mare prietenie. Au pus banii amândoi și Curt Celebi a sfârșit-o rău, adică l-au omorât. Nu, ei l-au omorât turcii, că dacă le-a dat bani. Dar este o plată dreaptă, Curt Celebi fiind unul dintre principalii vinovați pentru moartea lui Miron Barnovski. Așa că eu zic că a fost în regulă, o dreaptă pedeapsă. Așa cum am spus, el face un tratat de alianță cu Gheorghe Racoții. Acum Gheorghe Racoții era extrem de puternic, extrem de influent, se implică în războiul de 30 de ani, reportează victorii, tocmai de-aia, în mod surprinzător, Habsburgii se înțeleg cu Pașa de Buda și hotărăsc să-l dea jos pe Gheorghe Racoții, înlocuindu-l cu István Bethlen, fratele lui Gábor Bethlen. E, aici se va vedea cât de valoroasă este alianța lui Gheorghe Racoții cu Matei. Iată, primul care a avut nevoie în alianța asta a fost Gheorghe Racoții. În sensul că otomanii au pregătit două oști. Una care să vină din țara românească și una care să vină din Ungaria. Cea care a venit din Ungaria a fost zdrobită de Gheorghe Racoții, dar care n-a fost nevoie să-și împartă forțele, pentru că Matei a ieșit în fața trupelor otomane, lângă București, și s-a așezat în fața lor, fără niciun gest de ostilitate. Acum, comandantul otoman a zis, bă, starea armată cam bună, să-l atac, ăștia nu știu, stăteau cu minți. El și-a făcuse o armată foarte puternică de mercenari balcanici, în special sârbi. Celebrii seimeni, înarmați cu arme de foc, era obsedat de puterea armelor de foc și avea mare dreptate. Mare dreptate. Și căta ăsta, Kenan Pașa, că așa le chema, la oastea noastră, era pe dealul Cotrocenilor, cum dracu ajunsărăm tot la Cotroceni, asta e, dar acolo se și instalase tabăra Matei și să uita că și poziția era bună, că erau vii pe acolo, era colină, avea Matei și tunuri, avea și oameni cu flinte, deci totul era în favoarea lui. Așa că a stat Kenan Pașa vreo 2-3 săptămâni și a zis, bă, știi ce? Dar de ce stau eu ca prostoci? Ia să plec acasă. Și iată, Gheorghe Racoții scapă din această dublă amenințare printr-o victorie în vest și prin sprijinul Matei Basarab în sud, după care trimite și el șpaga la Constantinopol și se închide conflictul. Această alianță i-a permis lui Gheorghe Racoții să repurteze după aia victorii uriașe în războiul de 30 de ani. Și va încheia în 1645 o pace de excepție cu Imperiul, care din păcate n-a ținut foarte mult pacea, că s-au schimbat lucrurile după moartea sa. Dar pacea a fost extraordinar de favorabilă principelui Transilvania. Între timp, prietenul nostru Vasile, care visa să fie, și el visa la unire, îi trăznește ideea să înlocuiască cumva pe Matei. Ce se întâmplă? În 1637, zona Bugeacului devenise o zonă de mare tulburare. Acolo trăia celebru Cantemir Bey, care l-ajutase pe Ștefan Tomșa, de exemplu, să ajungă domn, se bătuse bine cu polonezii, dar acum Imperiul Otoman n-avea niciun interes să aibă relații proaste cu polonezii, dar deloc. Chiar voiau să aibă relații foarte bune. Ori Cantemir Bey trăia cam din jaf și pradă. El era, aceștia nu erau tătari în sensul clasic al cuvântului, erau nogai. Nogai sunt alt popor, dar de origine turcică și ei, dar erau nogai ai lui Cantemir Bey. Și ăsta îi cam ataca pe polonezi și s-au supărat sultanul și a dat poruncă trupelor de pe linia Dunării ca împreună cu Vasile Lupu în 1637 să-i alunge pe nogai din Bugeac, ceea ce Vasile Lupu când a zis, Doamne ajută, am scap de ăștia de aici,
Și au, într-o campanie comună, i-au alungat pe Nogai și i-au alungat bine, că n-au mai venit niciodată acolo. O parte au trecut în Dobrogea și au fost asimilați acolo de tătarii dobrogeni, dar cei mai mulți au plecat către Răsărit. Ei ajunseseră de altfel în zona asta alungați de Calmâci, da. Asta e. Astea sunt avatarurile istoriei. Ei, asta a fost momentul în care i-a venit ideea că poate această campanie victorioasă, că poate pune mâna pe tronul țării românești. Și a invadat țara românească. Matei Basarab apelează la Gheorghe Racoții. Acum Gheorghe Racoții nu era așa pornit pe Vasile Lupu. Că v-am zis, și Gheorghe Racoții visa o dace, dar bine, sub el. Tot Calvin, bineînțeles, că și el era Calvin. Îi trimite totuși 10.000 de oameni foarte buni lui Matei Basarab. Ei se stabilesc acolo la Gherghița, cum îmi place mie să zic, din celebra piesă al lui Alexandru Davila, Gherghița Străbună, și reușește chemenii să medieze retragerea lui Vasile Lupu. Vasile Lupu se retrage, își dă seama că n-are șanse, dar pe drum pradă, ceea ce le enervează pe chemenii, chemenii îl urmărește, intră în sudul Moldovei și jefuiește și el sudul Moldovei, retrăgându-se în Transilvania, tocmai pe Valea Trotoșului, adică a jefuit și el o bucată bună. Asta l-a deranjat pe Vasile Lupu. Pe de-o parte i-a arătat că n-are încă puterea suficientă să-l învingă pe Matei, trebuie să se pregătească mai bine, dar că să n-aibă, e clar că transilvanenii totuși sunt de partea lui Matei. În 1639 el se sprijină foarte, foarte mult pe otomani și reușește numirea ca domn al țării românești al fiului său Ștefăniță. Ștefăniță va intra mai târziu în istorie cu un alt nume. Dacă Leon Tomșa a intrat ca stridie vodă, el va intra ca papură vodă. Pentru că a fost o mare foamete și se spune că lumea a mâncat papură de foame. Acum, probabil că e adevărat. Dar astea sunt lucrurile, s-au întâmplat, deci nu putem nega. Lupu a venit cu o armată destul de bună, dar, vedeți, în istorie vinul joacă un rol important. Și s-a instalat în tabără în Prahova, între Nănișor și Ojogeni, exact în vii. Și când a venit Matei cu astea lui, a constatat că ăștia erau în vie, probabil se duseseră să se facă rangă, inclusiv Vasile Lupu. Erau foarte puține oști în tabără. Matei își dă seama că o asemenea ocazie nu poți scăpa. Sub nicio formă. Și deși era un acolo râu între ei, își pune cât un pedestraș în spinarea fiecărui călăreț, mă rog, pe cal, da, în spatele fiecărui călăreț, traversează râul și atacă până surprindere, repet, inclusiv Vasile Lupu era la vinoase. Așa că reportează o victorie zdrobitoare Matei Basarab. Vasile Lupu, norocul lui că n-a fost în tabără și a fost pânvit că nu l-au găsit și a fugit. Matei s-a supărat și a intrat și a jefuit și el inclusiv Tecuciu, sudul Moldovei, după care ierarhii celor două țări au mediat o pace. O pace în urma căruia avem două monumente extraordinare. Vasile Lupu a construit mănăstirea Stelea la Târgoviște, iar Matei Basarab, mănăstirea Soveja în Moldova. Iată, două monumente care trebuiau să fie pacea acestor doi domni. Trebuie să spunem că Vasile Lupu, în planurile astea lui megalomane, avea totuși și intuiție și mai ales avea fete frumoase. Și la 1645 și-a căsătorit una dintre fiice cu excepțional de puternicul Hadman al Lituaniei, Janus Radzivil, pentru cine a citit Potopul, el este un personaj important acolo,
Bine, Sienkiewicz îl face un mare trădător pe Ianus Radzivill, cu toate astea recunoște și el că până atunci fusese un foarte bun general și se bătuse cu rușii moscovici și cam bătuse mereu. Dar mă rog, asta i-a scăpat. Că trebuie să-l demonizeze acolo în carte Sienkiewicz. Ei, Ianus Radzivill s-a căsătorit cu fiica lui Vasile Lupu, un om extrem de puternic, extrem de bogat, influent și el, interesant, calvin reformat, sau reformat. Nu era catolic, deși polonezii știți că erau în majoritate catolici. Mai avea o fată extrem de frumoasă pe care intenționa să o căsătorească cu fratele lui Racoții, Gheorghe Racoții al doilea, pentru că între timp primul a murit și Sigismund, deci fiul lui Gheorghe Racoții I, fratele lui Gheorghe Racoții al doilea, lucrurile păreau aranjate, dar păruse o nouă putere, un nou factor de putere lângă Nistru. Este vorba de cazacii zaporojeni. La 1648, cazacii zaporojeni și cu poporul ruten, care astăzi este numit ucrainean de motive care îmi scapă, dar mă rog, în loc de ruten le zice ucrainieni, s-au răsculat împotriva autorității polone și totul are legătură cu moartea regelui Vladislav al IV-lea. Vladislav al IV-lea plănuise un mare război anti-otoman la care trebuiau să participă și moldovenii și Matei. Matei urma să fie un factor extrem de important, urma să fie comandantul unei armate de 40.000 de oameni. Moartea lui Vladislav al IV-lea a murit, să vă spun, de mai mult de inimă rea, pentru că nobilii polonezi nu au aprobat această cruciadă. Ori el făcuse mari promisiuni cazacilor ca să participe. Cazacii urmau împreună cu alt personaj celebru din Sienkiewicz și cu mamă moldoveancă, dar de data asta movileancă, Jerzy Radzivill, Jerzy Wisniewski, mă scuzați, mare principe rutean, ei trebuia să atace Crimea, să-i scoată din joc pe tătari. Deci, văzând asta, se răscoală sub conducerea lui Bohdan Khmelnytsky. Deși victoriile au alternat, mai câștigau cazaci, mai câștigau și polonezii, se naște un nou factor de putere. Fiul lui Bohdan Khmelnytsky, un tip cam bețivan, dar bun războinic, Timuș află de frumusețea Ruxandrei, o cere de soție. Vasile Lupu zice, ce bă, sălbaticule, cum să te însori tu cu fiemea, eu am prinți în familie, cum să... Dar ăsta n-avea simțul umorului Timuș. Intră în Moldova, o șefuiește cumplit. În zadar a cerut Vasile Lupu sprijinul polonezilor. Aveau destule belele cu cazacii ca să-i mai trimită și lui ajutor, pentru că era foarte greu, foarte greu. Astfel că în 1650, deci la 5 ani după căsătoria cu Radzivila, uneia dintre fiice, cea de-a doua se căsătorește cu Timuș, de nevoie. E, dar căsătoria asta cu Timuș l-a pus pe gânduri pe Vasile, în sensul că și-a dat el seama că ar putea să o coacă acolo Matei. Matei stătea însă foarte bine la serviciu de spionaj. Și Matei a aflat de mișcările puse la cale de Vasile Lupu. Oh, și ce și-au zis? Hai să căutăm unul la curtea lui care vrea să-l dea jos. Și l-au găsit pe marele logofăt Gheorghe Ștefan. Pentru cine a văzut mănăstirea Cașin, probabil cu mănăstirea cu cele mai puternice ziduri din Moldova, se trebuie să știe că e ctitoria lui Gheorghe Ștefan. Și cu sprijinul trupelor din țara românească, de așa lui Gheorghe Racoții al doilea, care vă spuneam că acolo era turbat pe Vasile Lupu, că o dăduse pe Ruxandra lui Timuș, Gheorghe Ștefan îl alungă pe Vasile Lupu, care unde fuge? La Ginerisa. Fuge la Ginerisa și Ginerisa hotărăște să-l ajute, cucerește Suceava, îl alungă pe Gheorghe Ștefan, care fuge în Transilvania, și Vasile Lupu hotărăște răzbunarea. Zice, gata, trebuie să-l... Acum Matei era 1653, vorbim deja.
era spre sfârșitul vieții, zice, trebuie să-l scoatem în sfârșit din scaun. Dar, repet, Matei avea o armată foarte bună. Avea aceste imeni și dărăbani excepțional militari. Excepționali. Era o povară fiscală. Plata lor a fost o povară fiscală. Costau mult, dar erau buni. Ori invazia pe care o face Vasile Lupu, a învățat și el de înfrângerile dinaintea, vine cu, pe lângă oastea lui Timuș de Cazaci și cu oastea lui de țară de Moldoveni, aduce foarte mulți mercenari germani cu arme de foc. Iată că a înțeles și Lupu. Deci are o armată foarte, foarte bună. Bătălia se va duce la Finta și este una cele mai importante bătălii din istoria noastră. Acum istoriografii spun că Matei avea superioritate numerică, dar Matei avea foarte multe oși de țară, oși slabe. Dincolo sunt mai multe oști profesioniste. Baza lui Matei erau aceste imeni și dărăbani. Marele noroc al lui Matei a fost că Timoș Hmelnitski era un tip extrem, extrem de orgolios. Ce era Vasile Lupu, megaloman, Timuș era... Și Timuș nu vrea să intre în luptă. Zice, lasă să vedem și noi ce viteză sunt moldovenii. E, cu toate astea, trebuie să spunem că la început Vasile Lupu a reușit să dea peste cap flancul stâng al lui Matei, unde luptau corpul roșilor de țară, dar corpul roșilor de țară nu avea arme de foc, nu mai avea nimic, era... Nu mai era ce a fost în vremea lui Mihai Viteazu, când era o cavalerie de elită. Slăbise mult corpul roșilor, plus că rămăseseră mult mai puțini. Erau cam jumătate față de vremea lui Mihai. Asta pentru că roșii în vremea lui Mihai aveau foarte puține dări, în vremea lui Matei aveau foarte multe dări și atunci nu mai puteau să se echipeze corespunzător. Și roșii sunt dați peste cap și atunci le cere seimenilor Matei să preia flancul. Seimenii nu vor. Și atunci el promite că le dublează solda. Ăștia când aud că le dublează solda, se duc, se bat uimitor, uimitor, rezistă. Matei însuși luptă, deși, repet, nu era așa tinerel, dar este, gândiți-vă, în jur de 70 de ani, da? Dar luptă cu multă, multă forță. Este și rănit de altfel în luptă. Boierii se luptă ca niște nebuni. Boierii țării românești îl iubeau pe Matei, cu adevărat. Intră și Timuș, Vasile Lupu se duce aproape în genunchi la Timuș și intră în luptă. Și din nou se dă senzația că oastea țării românești pică. Din nou seimenii sunt aruncați în cel mai greu loc din luptă și Matei, pentru a-i încuraja, le promite triplarea soldei. Și ăștia, vă dați seama când tot auzau de așa bănet, au luptat fabulos. Cert este că această bătălie cumplită de greasă soldează cu un dezastru pentru Lupu. Și armata și a lui și a lui Timuș sunt învinse. După bătălia de la Finta, trebuie să spunem, a fost un adevărat contraatac. Gheorghe Ștefan cu oștile lui Matei și oștile transilvanene care au întârziat la Finta, n-au ajuns la timp, vor intra în Moldova, vor asedia Suceava, unde Timuș va muri rănit și îl vor alunga definitiv pe Vasile Lupu de Petron, care va ajunge până la Hanul Crimei, căruia îi dă bani, ăla îl arestează, va ajunge la Constantinopol, îl pune într-un arest, dar unul blând, că dădea șpagă bine în continuare Vasile Lupu. Și când a murit într-un fel de arest la domiciliu, să zicem. Da, într-un arest de lux, foarte, foarte de lux. Dar de la acești doi domni, trebuie să spunem că ne rămâne în primul rând, ne rămân titoriile, amândoi au fost mari, mari titori. Foarte multă lume din zona noastră a fost la Brâncoveni și a văzut mănăstirea de acolo făcută de Matei Basara, Arnota, unde are și mormântul.
vorbeam de trei biserici la sud de Dunăre, să știți că sunt foarte mici, foarte micuțe. Eu le-am văzut pe cele două din Vitin, Sfânta Paraschiva sau Sfânta Vineri și Sfântul Pantelimon, și mai este una la Șiștov, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Deci pe unde a putut, el a construit foarte, foarte multe, foarte multe mănăstiri. La Gherghița, că tot câștigase victoria, cine n-a auzit de celebra mănăstire Căldărușani? Este tot al lui Matei Basara. Biserica din Pitești. La Ploiești, la Târgoviște, a făcut două biserici cu hramul Sfântul Nicolae. Bine, una este refăcută de Lecomne, nici nu prea mai seamănă. Mănăstirea dintr-un lemn, Biserica Episcopiei din Buzău, sunt multe, Caracalul, la Călugăreni, pentru, în amintirea bătăliei, a făcut și acolo o biserică. Deci a construit enorm de mult Matei. Vasile Lupu și el, Vasile Lupu, trebuie să știți că a găzduit la Iași un mare sinod al bisericii ortodox. Ce se întâmplase? A fost un mare ierarh grec-ortodox, Chiril Lucaris, care a făcut el un document, mărturisire, ai să spun, în care se apropie foarte mult de zona reformată. Ori, din fericire pentru ortodoxia răsăriteană, după epoca cruntă a lui Zamoyski, care am povestit cum a făcut unirea ortodoxilor cu Roma și desfințase practic biserica ortodoxă, opoziția cazacilor, a rutenilor, a dus la reînființarea mitropoliei de Kiev cu fiul lui Simeon Movilă, cu excepționalul, genialul Petru Movilă. Or, replica pentru Chiril Lucaris o dă tocmai Petru Movil. Și atunci se convoacă acest sinod al marilor ierarhii ai bisericii ortodoxe la Iași, pe banii lui Vasile, bineînțeles, în care lucrarea lui Chiril Lucaris este declarată eretică și să adoptă documentul lui Petru Movil. Este un moment extrem de important pentru ortodoxie, pentru că exista pericolul să devină o biserică protestantă. Ortodoxia nu poate fi așa cea, sub nicio formă. De altfel, Vasile Lupu a avut o relație excepțională cu biserica ortodoxă. Vă spuneam că se spune că el era din Arbănaș. Cine a fost la Târnovo, vede acolo, Arbănaș, loc turistic. Asta era o comunitate albaneză, arbănașii, de lângă Târnovo. Când au sosit acolo, e discutabil. Cert este că acolo se face turism cultural pe bani mulți și știu să profite. Există însă o variantă că el era de fapt din Morea și poate așa s-ar explica că a construit o mare mănăstire acolo, Sfânta Lavră din Morea. Pe banii lui a construit și la Lvov. Ce hram? Păi Sfânta Paraschiva. De ce Sfânta Paraschiva? Păi Patriarhia Constantinopolului avea datorii mari la un moment dat și turcii presau cumplit pe patriarh. 2 milioane de aspri. Asta înseamnă 20 de poveri de bani. Că asprul îi se mai spunea și bani. Era o mică monedă de argint și o povară avea 100.000 de aspri. Deci 20 de poveri. Și se duce Lupu, plătește această datorie, mai avea o datorie de 48.000, mai nouă, a făcut-o până a ajuns. Au ajuns trimiși Lupu la Constant. A plătit-o și pe aia. Și apoi a plătit Patriarhiei, deci pe lângă că i-a plătit daturile, încă 468.000 de aspri pentru moaștele Sfintei Paraschiva. De ce? Pentru că spuneam că și el a fost un mare ctitor, a construit la Orhei, a construit la Chilia, în teritoriul otoman, a construit Sfântul Atanasie din Copou, Hlinca, dar a făcut bijuteria lui, Sfântul Terirar, trebuie să înțelegeți că era mult mai frumoasă ca astăzi e refăcută de Lecomne de Nuica și la Curtea de Argeș. A refăcut-o în mare, dar nu e identică cu ce a fost, da? Este reconstruit, da? Ca și Curtea de Argeș, ca și Sfântul Nicolae din Târgoviște, ca și Sfântul Dumitru din Craiova. Apropo, refăcută tot de Matei. Sfântul... Ah, uitați-mă la Matei, pe a refăcut Negru Vodă, la Câmpul Lung. Matei a refăcut, că nu prea mai exista. Căzuse. E drept că atunci ai noștri ortodoxi au furat multe pietre și astea de la catolici din cloșter. Există documentul de plângere, adică nu spunem vorbe, chiar există.
Ei, și Vasile Lupu voia ca această mănăstire nouă, cu totul și cu totul deosebită, să aibă niște moaște. Așa a ajuns Sfânta Parascheva, care ați văzut acum, are parte de niște pelerinaje extraordinare, așa a ajuns în Moldova. Iată că acest arvanit, cum mi se spunea, Vasile Lupu, de la albanez, în sus de arvanit, ne-a adus niște moaște extrem, extrem de importante pentru țara noastră de la sud de Dunăre și a plătit o sumă fabuloasă de bani. Prin ce mai rămân importanți cei doi domni? Prin tipar. Au fost obsedați de tipar. Și-au adus, și-au făcut tiparnițe. Și-au tipărit cărți. E drept că sprijinul principal a venit tocmai de la Petru Movil și de la relațiile lui, dar să nu uităm cum natul lui Matei era marele cărturar Udriș Tănăsturel și care s-a ocupat în special. Matei și-a făcut moare de hârtie. Matei a redeschis vechile mine de cupru și fier de care probabil după Mircea au mai funcționat o vreme, Baia de Fier și Baia de Aramă, că iată, și-au păstrat numele, Baia de Fier, Baia de Aramă, le-a redeschis. Matei s-a ocupat să facă și textile. Era obsedat să dea dezvoltare economică țării. Vasile Lupu, la fel de obsedat de tipar. A avut două tiparnițe, matrițele erau făcute la Lvov, sau Liov, cum, în funcție de cum se, de cine îl pronunță, pe moldovenește era Liov, în ruteană Lvov, și era cu caractere slavone și grecești. Dacă la Matei era doar cu caractere slavone, iată, Lupu are dublu, are și caractere slavone și caractere grecești. Spunem însă că din nefericire acest război lor a slăbit frontul românesc. A slăbit mult pentru că Matei, la sfârșitul domniei, fi poate și bătrân, era și foarte zgârcit. Și refuză să plătească seimenilor banii pe care îi promise pse în bătălia de la Finta. La un moment dat l-au ținut 3 zile în afara zidurilor Târgoviștei, când a plecat el într-o vizită de la Argeș, că ce băta banii noștri, că tu ai promis, nu noi, tu ai zis că ne dai. Și Matei, și foarte supărat că îi murise soția, a fusese o relație excepțională, se gândea să desfințeze cele două corpuri de seimeni și de răpani. Mai avea o problemă Matei. Matei n-a avut copii. Și la un moment dat a vrut să și-l facă moștenitor al tronului pe fiul lui Nicolae Pătrașcu. Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazu și ginerile lui Radu Șerban. De altfel, el s-a ocupat că ei să fie aduși în țară, Radu Șerban și Nicolae Trașcu, și înmormântați la Comana, în titoria lui Radu Șerban, au fost aduși din Viena. Dar acest Mihai, care se spune că avea toate calitățile bunicului său, a murit, nu știm de ce, că era destul de tânăr, a murit surprinzător înainte să ajungă în țara românească. Mulți i-au atribuit un pic de o travă din partea lui Lupu, acum nu știm care este adevărul, cert este că poate era bine pentru noi să fie ajuns Mihăiță ăsta domn al țării românești. Atunci și-a îndreptat privirile către un boier, spune el că are brațul puternic, dar mintea cam înceată, Dicu Buicescu. Pe de altă parte exista un fiu din Flori, a lui Radu Șerban, Constantin, care era un foarte bun militar. El condusese corpul de oaste al țării românești în războiul de 30 de ani în sprijinul lui Gheorghe Racoții I și îi bătuse rău de tot pe imperial, însă de ce? Atacase prin surprindere și făcuse zup. Nu stătuse să doarmă pe el. Speculase perfect. Asta arată că avea calități. Se pare că acestui Constantin Șerban îi datorăm noi Biserica Olarie. Deși sunt indicii că e mai veche, cel puțin pe Pisanie rezultă că el ar fi titorul. Deci Biserica Olarie din Curtea de Argeș ar fi a lui Constantin Șerban, ca să nu mai vorbim de patriarhie, că este tot titoria lui. Constantin
va profita de nemulțumirea seimenilor și dărăbanilor și îi va stimula împotriva lui Matei, care, supărat de moartea soției lui, supărat de turbulențele în țară, moare fără moștenitor. Dar lasă o țară, deci după ce a condus-o atât de bine, după ce a avut atâta liniște, după ce a organizat-o atât de bine, o lasă pradă anarhiei. Cum era de altfel, din păcate, și Moldova, extrem de slăbită după domnia lui Vasile Lupu. Mai mult, Gheorghe Racoții al doilea, cel care este principele Transilvaniei și care îl va ajuta pe Constantin Șerban să-i învingă pe seimeni și dărăbani, vor fi crime cumplite împotriva acestor viteji care vor slăbi mult țara românească. Cred că soluția era mult mai bine să împrumute dracului niște bani, să le dea, să-i liniștească, că erau prea buni militari. Distrugerea corpului seimenilor și dărăbanilor va lăsa țara românească fără oști serioase într-o etapă în care chiar va avea nevoie. De ce? Pentru că în 1655 începe ceea ce Sienkiewicz a numit potopul, invazia Poloniei de către Suedia. Ei, Gheorghe Racoții al doilea, văzând ce se întâmplă în Polonia, îi se năzare să fie rege al Poloniei. Și după ce polonezii au reușit cu chiu cu vai să-l respingă pe Carol Gustav, care la un moment dat cucerise aproape întreaga Polonie, el intră cu o oaste uriașă în Polonia, formată din transilvanieni, valahi și moldoveni, dar este înfrânt. Este înfrânt și poate că înfrângerea din Polonia nu a fost atât de mare, reușea să-și salveze oștile, dar este surprins în pasul tătarului de invazia tătarilor care îi zdrobesc oastea. Va aduce lupte grele cu turcii și țările noastre vor cunoaște și lupte strălucite, cum au fost cele conduse de Mihnea Mihail, al treilea, dar și înfrângeri dureroase la sfârșitul 1660-1661, toate cele trei principate vor fi cumplit jefuite, cumplit arse, pentru că cei doi mari, mari domni ai țărilor extracarpatici, Vasile Lupu și Matei Basarab, n-au reușit să găsească o cale comună, o cale a colaborării, o cale a strângerii relațiilor în așa fel încât un front comun între Moldova și țara românească cu o Transilvanie puternică ar fi putut să reziste acestor presiuni. Dar armata moldoveană nu mai există după înfrângerile lui Vasile Lupu, armata țării românești nu mai există după revolta seiminilor și dărăbanilor, iar armata transilvaneană pierde în Polonia și în pasul tătarului din Maramureșul istoric. Deci iată cum această dihonie, care trebuie să recunoaștem, îi aparține în primul rând lui Lupu Coci, Vasile Lupu, a dus, din păcate, la prăbușirea pentru o vreme și nu scurtă a celor două țări. Țările își vor reveni de-abia în ultimul sfert de secol, cu un Șerban Cantacuzino, cu un Constantin Cantemir în Moldova. Atunci vor începe să capete stabilitate. Va fi foarte, foarte greu și foarte complicat. Iată cum doi mari domni, cu realizări strălucite în toate planurile, da? Mai ales culturale, reușesc să, printr-o rivalitate prostească, să submineze întreaga lor operă. Întreaga lor operă. Finalul domniilor lor, din punct de vedere istoric, este catastrofal. Deși au fost, repet, doi domni excepționali. Absolut excepționali. Ce face câteodată orgoliul, ce face invidia, ce face dorința de a fi mai mult decât ceea ce ești. Este o lecție. O lecție pentru noi să înțelegem că atunci când colaborăm, vom obține mult, mult mai multe ca atunci când ne înfruntăm. Cam asta este povestea celor doi mari domni și sper că data viitoare când ne vom întâlni să vorbim de Șerban Cantacuzino și nepotul său Constantin Brâncoveanu și de Constantin Cantemir și fiii săi, Antioch și Dimitrie, personalități de excepție la rândul lor. Este interesant, apropo, Constantin Cantemir analfabet
și tatăl unul dintre cei mai mari oameni de cultură din istoria Europei. Nu e frumos când istoria se scrie așa?